Astăzi, un localnic din Vadupaș a găsit în timp ce se îndrepta spre casă un obuz pe malul râului Buzău în zona balastierei de la Vadupaș. Fost polițist local, acesta și-a anunțat colegii care au izolat locul până la venirea pirotehniștilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. Proiectilul are un diametru de 154 de milimetri și datează din al doilea război mondial. Pirotehniștii l-au ridicat cu mare atenție, iar la controlul realizat pe poligon s-a descoperit că era inofensiv. Practic, proiectilul conținea doar tubul, nu și focosul care putea exploda.